Atenție, am localizat ținta. Se apropie. În momentul ca Mica să intre în acțiune, tu fi pregătit să iei tot ce are catalogul. Iolanda, pe tine te căutăm cu troșa grăbită. Mă duc să las catalogul la cancelare. Păi și pleci fără să mă îmbrățișez? Dar nu ne vedem la oră. O să-mi fie doar până se sună. Catalogul! Mamă, cât absență avem! Sigur ne luăm aviz de exmatriculare dacă nu motivăm la greu. Dar la ce materie să motivez? La engleză, pentru că teacher s-a transferat, iar proful nu care să ne vină habar n-are care cum și-a motivat absențele. Așa este. Vă motivați absențe, golanilor! Da, profesor, vă rugăm frumos să... Ce glume tâmpite, Mica. Vrei să facem infarct de tineri? Am o idee. Haide să ne organizăm. Eu și Mica stăm la ușă să dăm de șase, în timp ce tu motivezi absențele pentru toată clasa. La naiba! Ce? Care aveți un pix? Nu negru, că bate la ochi. Îmi trebuie albastru, ca al profului. Căutați-vă de pixuri. Ce căutați aici? Terminați-mă odată cu... O sărmână. Știți, noi... Domn profesor ne motivă absențele. Domnul profesor, eu. Dumneavoastră. Aveți nevoie de un pix? Vă dau chiar eu. Continuați. Motivați și la mine, profesor. Și la mine. Înțeleg că dumneavoastră sunteți domnul profesor de engleză Voinea care se transferă? Pierre. Sunt încântată să vă cunosc. Eu sunt noua profesoară de engleză. Credeam că v-ați transferat deja. Înseamnă că am venit eu mai devreme. Pierre. Așa este, stimată domnișoară. Și la ce clasă aveți ore acum? La clasa noastră. Perfect. Atunci pot să asist și eu la oră, să văd unde rămân elevii cu materia, ce stil de predare folosiți. Înțelegeți. Să mergem. Oh, shit. Frasco, zice cuvântul. Cuvântul obișnuit. Bună ziua! Bună ziua! Stai jos! Ce faci? Stai jos, Luca, când îți spune domn profesor. Ce caută soarele la tine, Luca, dar dacă scoți o vorbă, te scoți. Ce faci? Ce faci, domn profesor? Termină, mă, Luca nu ne dea în gât că am urcat cu toții. Bună, ei va fi noua voastră profesoară de engleză. Mă bucur să vă cunosc. Sunt emoționat. Vă trebuie să recunosc, n-am mai predat la elevi mai mari și nu știu dacă voi face față. Stai liniștită, colegul, că sunt cu minți. Domn profesor, alo, domn profesor! Ce dorești, Luca? Tu, mă scuzați, dumneavoastră, plecați mâine de tot? Așa se aude. Și unde ziceți că plecați? Termină, mă! Să trecem la lecție. Pentru astăzi am avut de pregătit... Past perfect progresiv cu sin și for. Mi-ai luat vorba din gură. Ia să vedem exercițiul numărul 1. Dar nu vorbiți numai în engleză în timpul orei? Eu așa predau, niciun cuvânt în română. Yeah, sure. This is the exercise. Ce buzie prin clasa a intrat vreo albină? Ah, era doar pronunția lui proful. Silence! So, I had been waiting for a week, so I have been waiting for a week. Evident, a doua variantă. Ba nu, prima, I had been waiting for a week. Termină-mă. Dar tu mi-a auzit ce prostii zice, e dureros pentru urechi. Pune-și treangul, și-a cerut-o. Nu vreau să mă bag peste dumneavoastră la oră, dar băiatul acela vorbește din începutul orei cu colegul. Luca? Eee? Ridică-te în picioare. Ți-ai făcut tema pentru astăzi? Nu, pentru că știam că azi nu vine prof. Adică dumneavoastră. Ok. Păi stați așa, nu-i puneți notă? Ce fel de profesor sunteți? Ba da, Luca, îmi pare rău, dar efectiv nu am ce să-ți fac. Stai jos, pentru azi ai nota 5. Cât? N-ar trebui să-i dați nota 2 pentru tema nefăcută? Ba da, Luca, stai jos, nota 2. Următorul, Adrian Manole? La revedere! Ne vedem mâine la prima oră de engleză împreună. Bună ziua! Doamne, v-ați uitat pixul. Bă, dacă mi-ai trecut doi un catalog de spate! Fraților, ați văzut și voi că era cu ochii pe mine. Parcă trebuia să ne ajuți, nu să ne gropi note proaste.
Zi-mă, n-ai trecut de oiul, jură-te! Jură că n-ai dat doiul! Jur! Au! Au! Mi-am uitat pixul. Dumnezeule, ce e asta? Stați, vă rog frumos, să nu spuneți la nimeni ce ați văzut. Va să fi sigur că mă duc direct la directoarea liceului și vă cere să-l exmatriculeze pe acel bulan. Cum să agreseze un profesor? Dar nu înțelegeți, Luca e un elev special. Nu vă luați după tatuajele lui. În interior e un băiat de zahăr. Vă rog să înțelegeți, mama lui se luptă cu alcoolismul, tatălui se luptă cu mama lui. Luca este o victimă a societății. Nu mai căutați scuze, victima sunteți dumneavoastră. N-ar trebui să vă fie jenă să recunoașteți că sunteți agresat de elevi. Așa e vorba de jenă. Mi-e jenă să spun directoarei. Pia e femeie, eu sunt bărbat. Pară de mine. Trebuie să încercați, sigur vă va înțelege. Credeți? Sigur, încercați. Zi-mă, mi-ai trecut doiul, jură-te! Doamne, ce... Jură-te! Ce avem prima oră? Îmi pare rău pentru tine. Avem chiar englez. Asta-i. Mai bine să termine mai repede, să nu sufăr. Exmatriculat. Out scrie pe mine. Am o idee. Cum să te salvezi? De ce mă dați cu ruj? Te pardesc că pe nebunii cât să poți să plătesc nebunie temporară în apărarea ta. Așa? Și contur gros cu rujul, dar la nebuni? Domnule profesor? Mă fardau pentru că... Nu e nevoie să-mi explicați. Înțeleg foarte bine ce se întâmplă. Până și o fată își bate joc de dumneavoastră. Vă pictează ca pe clovni. Vreau să vă spun ceva. Și eu vreau să vă spun ceva. Întâi eu. M-am lămurit de ieri cum sunt tratați profesorii în acest liceu. Suntem efectiv bătaia de joc aia elevilor. Suntem. Așa că am refuzat postul. Îmi e milă să vă las singur, dar eu nu pot lucra în acest liceu. Poftiți catalogul și Dumnezeu să vă ajute. Iar voi, lăsați-l în pace, bestiilor! Oh, yes! Yes! Ai scăpat, frate! Ia să vă repare, domn profesor Medile. Cine vrea un 10 să ridice mâna? Mi-i tu! Pe rând! One, two, three.